Cea mai veche meserie din lume, prostituția, pare a fi pe cale de dispariție la Giurgiu. Cel puțin așa reiese dintr-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, care, la solicitarea redacției noastre cu privire la activitatea IJP legată de sancționarea prostituției, ne-a răspuns oficial, cităm: la nivelul inspectoratului, serviciilor și structurilor subordonate, în anul 2013 nu au fost sesizate infracțiuni de prostituție și nici nu au fost constatate, respectiv aplicate, sancțiuni contravenționale sau alte măsuri. Am încheiat citatul. După un asemenea răspuns, ar fi de crezut orică prostituția s-a legalizat, iar noi încă nu am aflat, orică doar la Giurgiu așa ceva nu există. Cu toate acestea, la nivelul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu sunt sute de amenzi aplicate pentru prostituție unor persoane cu domiciliul fiscal în județul Giurgiu. Faptul că actualul cod penal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, a schimbat încadrarea acestei fapte din infracțiune în contravenție, a făcut ca și la nivelul direcției noastre să se strângă foarte multe amenzi pentru prostituție. Numai anul acesta, câteva sute de amenzi au intrat în portofoliul nostru, să zic așa. Dimensiunea fenomenului poate fi sesizată și din faptul că există prostituate care au cumulat amenzi de aproape 2 miliarde de lei vechi, ceea ce înseamnă că au încasat sute de amenzi. Noul cod penal stipulează amenzi între 500 și 1500 de lei noi și sunt cazuri în care o asemenea persoană a primit mai multe amenzi în aceea zi. În mare parte, noi am declanșat executarea silită împotriva acestor persoane pentru recuperarea amenzilor. Însă multe dintre ele nu au nici venituri, nici proprietăți ca să putem executa ceva. Vă dați seama că în cazul acesta executarea silită se întinde pe foarte mulți ani. De multe ori, practic, nu avem ce să recuperăm de la ele. Cu toate că polițiștii de pretutindeni amendează fetele ieșite la lucru pe la colțul străzii, pe lângă hoteluri sau pe șoselele de centură, niciuna dintre aceste persoane nu a plătit nici măcar o amendă. Legislația în vigoare are scăpări mari și deocamdată polițiștii doar strică procesele verbale dând amenzi inutile. O soluție ar fi fost ca legiuitorul să prevadă în noul cod penal o faptă mai, o pedeapsă mai coercitivă, mergând de la închisoare sau interzicerea unor drepturi până la, de ce nu, muncă în folosul comunității. O soluție trebuie găsită, iar dacă aceasta va ține de munca în folosul comunității, mai rămâne de văzut ce fel de muncă se cuvine a fi prestată în acest caz în folosul real al comunității.